Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a avut o întâlnire cu primarii localităților din raionul Cimișlia privind implementarea reformelor în domeniul asistenței sociale. După o trecere în revistă a situației pe țară în domeniul ajutoarelor sociale, ministrul a făcut referință și la unele aspecte din raionul Cimișlia. Domnia sa a menționat că raionul Cimișlia este unul dintre teritoriile unde s-au comis mai multe abateri de la legislație privind acordarea ajutoarelor sociale. Controlele pe care le-am avut noi în cadrul inspecției muncii, inspecției sociale, ne-au demonstrat că o bună parte din familii au ascuns veniturile, adică nu au declarat veniturile de fapt pe care le au. De aceea și s-a plinit inclusiv și în raionul Cimișlia rezultatele acelui control. La fel, pe parcurs, am găsit într-un fel certificate false eliberate de responsabili autorităților publice locale de nivelul 1. Și aici o rugăminte către dumneavoastră, stimați primari, ca să combatem eroarea și frauda în ajutorul social, noi trebuie să fim foarte responsabili de acele certificate care le eliberăm. În cadrul dialogului, primarii au solicitat mai multe competențe privind asigurarea documentară a solicitanților de ajutoare sociale, în special întocmirea contractelor de locațiune pentru beneficiarii de ajutoare sociale, gestionarea serviciilor sociale nou create pentru anul 2014 și altele. O problemă care a fost abordată de primari a fost și problema ce ține de dezvoltarea, de fapt, a sistemului în ceea ce ține ajutorul în folosul comunității. Deci s-a avut în vedere beneficiarii de ajutoare sociale ca să contribuie prin muncă în folosul comunității câteva ore. Aceasta este o inițiativă legislativă la care autoritățile locale sprijină această inițiativă și ne dorim foarte mult ca ea să aibă, să fie adoptată și sprijinită de parlamentari. În Republica Moldova, în perioada ianuarie-iunie 2013, lunar s-a acordat ajutor social la 30-40 mii de familii social vulnerabile. De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat în 2013 peste 263 mii de familii. Toți acești beneficiari au fost identificați de către lucrătorii sociali din teritoriu. De multe ori sunt înțelese diferit sarcinile și atribuțiile autorităților publice locale de nivelul 1, nivelul 2 și minister sau stat în întregime. De aceea și am venit astăzi aici la Cimișlia cu acest seminar pentru a aduce încă o dată la cunoștință despre tot ceea ce vizează domeniul asistenței sociale. Am discutat cu ei problemele existente din localitățile lor, diferite propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ. Astfel de întruniri cu participarea reprezentanților Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în perioada lunii august vor avea loc în toate raioanele din Republica Moldova. Sarcina lor este de a coordona activitatea în domeniul asistenței sociale la toate nivelele administrației publice.